și astăzi o să încerc să vă propun o perspectivă puțin diferită decât cea clasică asupra time management-ului. Este aproape un clișeu să spunem că în ziua de astăzi suntem din ce în ce mai grăbiți, vrem să facem cât mai multe lucruri deodată și în ciuda faptului că teoretic tehnologia ar trebui să ne ajute, rămânem mereu în urmă și avem senzația că nu avem suficient timp. Și atunci ce facem? Unde ne trimite șeful nostru când vrea să fim mai productivi și mai eficienți? Ne trimite la cursul de time management. Acum, eu nu vreau să țin un discurs împotriva ideii de a cumpăra o carte sau a te duce la un curs de time management. Vreau doar să spun că ideea de curs de time management greșește de la început, încă început cu titulatura, prin faptul că deplasează controlul din interiorul tău asupra ceva din exterior, timpul. Dar ok, ce este timpul? Este ceva, un material, un obiect pe care putem să-l luăm, să-l tăiem, să tragem de el, ca să-l facem în funcție de cum ne convine nouă? Eu nu cred. Ci întrebarea se pune, chiar pot să manageriez timpul? Dacă ne uităm în această mică imagine, vedem că timpul este de mai multe feluri. Este, în primul rând, timpul cosmic. Este acel concept foarte abstract pe care mintea umană are greutăți în a și-l imagina. Așa cum putem să ne imaginăm cum este spațiul cosmic, cum este să nu ai sus și jos și stânga și dreapta. Pentru că ne este greu să ne imaginăm un concept atât de abstract, am inventat timpul cronologic. Adică timpul măsurat cu ceasul sau cu calendarul, care ne ajută enorm de mult, pentru că altfel nu am fi în stare nici măcar să ne dăm întâlnire la un film. Da, voi să ne propunem obiective și să facem planuri pe termen lung. Însă, chiar dacă există acest timp convențional acceptat de toată lumea, mai există și timpul psihologic, este acel timp subiectiv, relativ, modul în care percepe fiecare om ceea ce se întâmplă în jurul său. Așa mă spunea și Einstein, dacă stai un minut cu mâna pe o plită încinsă, ți se va părea o oră. Iar dacă stai o oră cu o fată frumoasă, ți se va părea un minut. Există și multe bancuri pe tema asta cu timpul care este subiectiv. Se spune că durata unui minut depinde de care parte au ieșit de la baie te afli. Sau definiția nanosecundei. Timpul care trece de când s-a făcut semaforul verde, până claxonează șoferul bucureștean. În aceste condiții, întrucât timpul, după cum vedem, este extrem de relativ și depinde de starea noastră psihică, dacă ne place locul în care ne aflăm sau nu, eu personal cred că nu putem să manageriem timpul. Cred că singurul lucru, în ghilimele, pe care putem manageria, suntem noi înșine. De aceea eu vă propun ca, în loc de time management, să ne gândim la eye management, să ne gândim ca la un proces în trei pași, în care, în prima etapă, ne întrebăm de ce sunt eu dezorganizat și pierd timpul. În a doua etapă ne întrebăm ce fac eu cu timpul psihologic, cu timpul acesta subiectiv din capul meu, și abia în a treia etapă trecem la cursuri de time management și cărți cu trucuri despre cum să ne organizăm timpul. Ok, prima întrebare, de ce sunt dezorganizat? Pentru cei care nu văd ce scrie acolo, spune, da, sigur, mi-ar plăcea să-mi pun un seminar de time management pe calendar, doar să-mi fac timp să cumpăr un calendar. Acum ceva timp am participat la un curs unde unul dintre participanți se plângea că nu este organizat și își dorea enorm de mult să nu mai piardă timpul. Trainerul, prin mai multe întrebări, l-a făcut să scoată la iveală ceva de care nu era conștient. Faptul că el, în interiorul său, asocia dezordinea cu libertatea. Și lui se părea că este foarte boem, că numai oamenii creativi sunt dezorganizați. În aceste condiții,
e clar că el niciodată nu avea cum să se organizeze mai bine dacă el asocia dezordinea cu a fi boem și creativ. Dar eu nici măcar nu eram conștient de asta. De-abia în momentul când a fost conștient de ce este dezorganizat, a fost liber să facă niște alegeri. Ok, îmi păstrez în continuare această valoare pe prim loc sau o pun pe locul 2 și valorizez mai mult ordinea și avantajele pe care le-aș avea din a fi ordonat. Ce vreau să spun este că de multe ori cursurile de time management nu ne ajută deloc dacă nu înțelegem de ce nu reușim să ne organizăm. Și vă mai pot da niște alte exemple față de cel pe care l-am dat. Amânarea. Acolo scrie amânarea. O să găsesc o poză mai târziu. De multe ori, amânarea ascunde o lipsă de plăcere pentru ceea ce facem. Nu ne mai place serviciul unde suntem, nu ne mai place jobul pe care îl facem și așa mai departe. Degeaba vom merge la cursuri de time management dacă noi nu rezolvăm această problemă de fond, care este, la care soluția este să ne schimbăm jobul sau să ne schimbăm atitudinea față de ceea ce, de ceea ce facem. Un alt exemplu, sindromul salvatorului. Cu toții știm acea persoană care e dispusă oricând să lase baltă ceea ce face ca să-i ajute pe ceilalți. Degeaba acea persoană se va duce la cursuri de time management dacă nu va înțelege că în interiorul ei se află o nevoie de a fi iubită și acceptată. Până nu înțelege că este ok să nu te placă toată lumea și este ok să-ți faci întâi treaba ta, toate aceste sfaturi de time management, să închizi ușa, să înveți să spui nu și așa mai departe, nu vor funcționa. Bine, mai sunt și alte tipuri de comportamente, dar nu voi insista pe ele. Deci, prima etapă, să înțelegem de ce sunt dezorganizat. A doua etapă, ce fac cu timpul meu psihologic, cu acel timp subiectiv? Știm foarte bine că majoritatea oamenilor își petrec timpul fie gândindu-se la trecut, cu regrete, ce am făcut, dar de ce s-a întâmplat așa, dar poate aș fi trebuit să fac altfel, sau la viitor, dar nu planificând ceea ce este bun, ci gândindu-se cu frică, cu teamă, cu îngrijorare, ce o să fac, cum o să iasă, dar dacă nu iese, ce o să fac, o să mă dea afară și așa mai departe. Nici măcar când sunt atenți în momentul de față, mulți oameni nu sunt în stare să accepte pur și simplu ceea ce li se întâmplă, ci în continuare pierd timpul judecând ceea ce li se întâmplă. Vine șeful, îți mai pune niște dosare pe masă și tu, în loc pur și simplu să te concentrezi, ce poți să faci ca să rezolvi, ce? A, sigur, nu mă respectă, nu vede că am atât de mult de lucru și așa mai departe. Toată această utilizare a timpului psihologic în mod greșit face să nu ne putem concentra asupra sarcinilor prezente. Există un haiku care spune ce miracol, ce minune, care apă tai lemne. Este acea filozofie de a te concentra efectiv în momentul de față, în momentul prezent, singurul moment care există, asupra ceea ce faci. Și nu mai pierde timpul gândindu-te ce s-a întâmplat, dar ce o să se întâmple, dar de ce e așa, dar nu-mi convine și așa mai departe. Concentrează-te asupra soluției. Deci, ca să rămân, prima etapă, răspundem la întrebarea de ce sunt dezorganizat. În a doua etapă, răspundem la întrebarea ce fac cu timpul meu psihologic. Și abia în a treia etapă ne ducem să ne cumpărăm carte sau curs de time management. Deci time managementul, în opinia mea, nu zic că este adevărul absolut, nu este un proces în sine, ci este doar o parte de final asupra unui proces mai mare care reprezintă managementul eu-ului, managementului meu personal. Un proces în care eu înțeleg de ce fac anumite lucruri pentru a nu aplica în mod automat, ca un robot, acele sfaturi pe care le primim la cursul de time management. Asta am vrut să vă spun și înainte de a termina, vreau să citesc pe cineva, în păcate nu mai țin minte cine a spus asta, timpul nu trece, timpul există pur și simplu și noi trecem prin el.
Mulțumesc!